Bună, oameni dragi, am primit astăzi o întrebare dificilă. Întrebarea este cum îți dai voie să iubești? Este dificilă în sensul că această întrebare pentru a ajunge la răspunsul ei, cum îți dai voie să iubești, ei bine, este un drum. Este un drum pe care fiecare om va trebui să îl parcurgă. Adică, astăzi îți dai voie să iubești puțin, mâine încă puțin, poi mâine încă puțin și tot așa. Și acum, desigur, întrebarea de bun simț care vine este, păi bine, concret, cum îți dai voie să iubești? În absolut orice situație, pentru a iubi ceva, pentru a te iubi, pentru a iubi pe cei din jurul tău, este esențial ceea ce am spus puțin mai devreme, să te iubești. Dacă atâta timp cât în noi, prin noi, nu curge iubire, nu avem cum să oferim mai departe iubire, nu avem cum să ne dăm voie să iubim din simplu fapt că noi nu simțim iubirea. Iar pentru a simți iubirea, este necesar să începem să ne cunoaștem pe noi. Este necesar să intrăm în contact cu emoțiile noastre, cu trăirile noastre, cu gândurile noastre, să începem să le observăm într-un mod detașat, într-un mod în care nu mai intrăm în poveștile pe care mintea ni le livrează în fiecare zi, a rămâne aici conștient, martor detașat, în centrul existenței mele, este primul pas din acest drum al iubirii. La capătul ei se află această iubire pe care o manifest și pe care o ofer, dar o ofer pentru că am descoperit-o în mine. Iar pentru a o descoperi este necesar să mă cunosc. Concret, acum, aici, cum te simți tu acum, ascultând aceste cuvinte? Conștientizarea faptului că te simți într-un anume fel, această conștientizare deja te face să cobori din minte înapoi în simțire. Și acesta este primul pas, întrebându-mă cum mă simt acum. Și răspunzând, mă simt așa, mă simt altfel și tot așa. Ei bine, când am conștientizat cum mă simt în acel moment, încep să observ simțirea, nu fug de ea. Simțirea aceea are ambalată în interiorul ei iubirea, dar pentru a ajunge la iubire va trebui să treci prin aceste straturi de suprafață ale simțirii. Treci prin ele simțind simțirea. Și foarte important, când simți ceea ce simți, foarte important în acele momente este să ignori ceea ce mintea îți spune. Pentru că mintea mereu va veni și va aduce păreri greșite legate de simțire. O va eticheta greșit. Va spune că nu este în regulă această simțire, va spune că nu ar trebui să fie aici sau o va eticheta ca ceva ce nu este. Va spune că vine din nu știu ce cauză și tot așa. Ei bine, ce se întâmplă când rămânem în aceste povești ale minții? În mod concret, nu simțim simțirea. Nu începem să desfacem cadoul care în interior conține iubirea. De aceea, cum îmi dau voie să iubesc? Dându-mi voie să simt
ceea ce simt, așa cum este viu, crud, aici, fără etichete, fără a spune că este bine sau rău, a simți starea, emoția sau sentimentul așa cum este ea, ea rămâne pe loc. Astfel, ea se va transforma. Cadoul începe să se dezvăluie și pătrunzi prin aceste straturi ale simțirii până în punctul în care ajungi la acel izvor nesecat de iubire care se află în interiorul tău. Este foarte important pentru toți cei care urmăresc acest material să fie conștienți că lucrul acesta necesită o practică zilnică, o practică asiduă de multe ori. Pentru că altfel nu ai cum să treci dincolo de aceste straturi mentale și emoționale care s-au așezat peste ființa ta reală. Ființa ta reală este formată numai și numai din iubire. Iar pentru a te întoarce în această iubire, va trebui să lucrezi cu tine în fiecare zi, să lucrezi cu simțirea ta, așa cum ți-am prezentat în acest material. Dacă nu este clar, revin-o cu întrebări către mine. Îți voi răspunde la ele sau îți voi da alte materiale care îți clarifică, care îți prezintă alte tehnici, alte practici, alte modalități care au ca scop același scop de a-ți simți simțirea. Deci este foarte important să înțelegi că pentru a ajunge să îți dai voie să iubești, în primul și în primul rând, va trebui să te iubești pe tine, iar pentru a putea să te iubești pe tine, este necesar să te cunoști cu adevărat pe tine. Ajungi să te cunoști cu adevărat pe tine, pătrunzând în simțirile tale și simțindu-le în mod conștient, așa cum sunt ele, fără etichetele minții. Fie că acest material să te susțină în acest proces fabulos al cunoașterii de sine și fie ca fiecare dintre voi să descopere la capătul acestui drum minunat acea iubire infinită care curge prin fiecare celulă noastră și care binecuvântează tot ceea ce se află în jurul nostru. Vă mulțumesc că ați ascultat și vă doresc o zi binecuvântată.